mamă singură și am copii cu doi bărbați. Wow. Erai mică, copilul tău avea un an, tatăl tău murise. Cum ai luat decizia? Am fost acuzată că am înnebunit. Nu o să uit niciodată cum am avut momente în care preferam ca eu să nu mănânc, să aibă el mai mult, să aibă copilul meu. Dacă ești nevoit să o faci, fă-o și a doua oară. Ce crezi că gândește lumea? A lăsat-o și pe asta. Nu e ok să forțezi lucrurile. Ai regretat vreodată că asta a fost decizia? Că a trebuit să te desparți cu consecința? Salutare, dragilor, la mulți ani pentru 2024 și bun venit la un nou episod din podcastul Arta de a te iubi. Salutare, sunt Cristian Stan, autorul cărții Arta de a te iubi și astăzi facem un pas curajos în podcastul nostru, pentru că dacă până acum am încercat să oferim resurse pentru a începe procesul de vindecare emoțională, astăzi vreau să vorbim despre o poveste reală care arată ce înseamnă cu adevărat procesul de vindecare emoțională. Am astăzi alături de mine o persoană dragă mie, o persoană pe care am cunoscut-o în comunitatea noastră, face parte din M-Family, iar cu timpul am reușit să creăm o legătură care duce puțin mai departe de simpli membri ai comunității și am ajuns să fim prieteni, ceea ce mă bucură extrem de mult. Și din această prietenie a reieșit la suprafață curaj. Curaj, încredere pentru ceea ce suntem noi cu adevărat. Pentru că de cele mai multe ori ceea ce ne este greu să povestim este cine suntem noi cu adevărat, ce ne-a format, ce ne-a dus în punctul în care suntem și care sunt lucrurile cu care ajungem să ne confruntăm în viața noastră de zi cu zi. Așa că astăzi ne pregătim pentru o poveste reală, o poveste grea, dar o poveste din care cu toții o să învățăm foarte multe. Așa că, Monica, îți mulțumesc mult că ești azi alături de noi și îți mulțumesc că ai bătut drumul până aici, pentru că știu că trebuie să vii până la Pitești. Da, bună, Cristian, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Da, a fost un drum emoționant pentru mine, pentru că a fost primul meu drum lung singură cu mașina. Eu sunt Monica, membru al comunității Arta de a te iubi. Sunt mamă singură a doi copii și am venit aici să arăt o altă latură necunoscută a unui subiect foarte sensibil, acela de a fi părinte singur. E o poveste pe care mulți din comunitatea noastră o trăiesc, să fii părinte singur. Cred că asta și încercăm să facem în această comunitate, să ajutăm persoanele să nu ajungă în postura în care să aleagă un partener nepotrivit și să nu fie nevoit să își construiască, dacă sper să nu sune urât, o familie cu cineva care nu este potrivit pentru a face parte din acea familie. Sunt multe consecințe care vin din a întemeia o familie cu cineva care nu este pregătit pentru asta. Una dintre ele fiind faptul că pot să apară copii la mijloc și, din păcate, ei ajung să suporte urmările faptului că doi oameni nu au reușit să se înțeleagă sau nu au reușit să meargă mai departe și să aibă grijă de ceea ce reprezenta, sau ar trebui să reprezinte, de fapt, iubirea lor. Înainte să ajungem în subiect, m-aș bucura mult dacă ai putea să ne povestești despre tine. Cine ești astăzi, cu ce te ocupi sau care e viața ta acum? Și apoi, dacă îmi permiți, aș vrea să mergem puțin înainte și să ne povestești despre șirul de evenimente care te-au format pe tine. Desigur, cu mare drag. Am 35 de ani. De meserie sunt coafeză. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Simt că mă împlinește și mă întregește cu totul, în special că pe lângă arta părului, arta de a iubi părul, îți creezi foarte multe cunoștințe și creezi o legătură mai mult decât client lucrător cu persoanele care se așează pe scaunul tău. În principiu, devii un psiholog în cele mai multe cazuri și îți susții clientele cât poți de mult în,
în experiențele pe care au încredere să ți le povestească. Și eu pot să spun că mi-am creat din fericire multe cliente care au trecut pragul de a fi doar cliente. Ne-am apropiat foarte mult. Să înțeleg că e o terapie în sine, să te exact, duci și la cofor. Exact, 100%. O terapie 1-1, aș putea spune, pentru că nu se deschid doar ele, mă deschid și eu. Și e foarte plăcut, în special că petreci multe ore în compania unei singure persoane și e necesar să ai subiecte comune și e foarte important să știi să ții firul poveștirilor. Dar nu te consumă să porți și constant discuții cu persoane care tot vin și tot vin la tine? La început, în primii ani de meserie, mă consumam extraordinar de mult, pentru că nu întotdeauna sunt doar povești frumoase. Țin minte, la un moment dat am avut o clientă care aflase că are cancer. Efectiv, după ce a plecat, nu pot să neg, am început să plâng pentru că a trebuit să o susțin și să încerc să creez oarecum o situație pozitivă din ceea ce ea trăia și categoric ea nu simțea nimic pozitiv în ceea ce îi se întâmpla, dar e necesar să nu o facă să se simtă mai rău decât se simte și e nevoie de mult tact să poți să ții situația în frâu, dar sunt și momente frumoase, care la fel te încarcă pozitiv, nu te încarcă negativ și nu mă mai încarc. Am reușit să mă detașez de cele mai multe ori, pentru că așa e cel mai sănătos. Simți că ceea ce ai trăit tu de-a lungul vieții te-a pregătit pentru a purta genul ăsta de conversații cu clientele tale? 100%, da. 100%, cu siguranță. Și consider că pot ajuta multe persoane prin experiențele mele de viață. Cu siguranță, da. Hai să încercăm să intrăm puțin în asta. Mă feresc puțin să pun întrebări pentru că îmi dau seama că este o situație, nu știu dacă o să o numesc confortabilă sau nu, pentru că cu siguranță nu e confortabilă, dar nu știu cât de ușor este să retrăiești oarecum tot ce s-a întâmplat în viața ta. Având în vedere că sunt într-un proces de vindecare continuu și lucru cu mine, mă ajută să fie mult mai ușor să povestesc cele petrecute în viața mea. Nu mi se pare atât de dureros cum ar fi fost dacă aș fi vorbit acum câțiva ani despre asta. Deci nu îți face probleme. Bun, hai să începem copilăria. Mi se pare că foarte multe lucruri sau foarte mult din ce suntem noi astăzi și se datorează copilăriei. Da. Și aș vrea să te întreb pe tine cum a fost viața ta când erai mică. Mi-aduc aminte cu foarte, foarte mare drag de copilăria mea și de familia mea. Și... m-am emoționat. Da. Am avut o copilărie de neuitat. Mi-aș dori ca generațiile din ziua de azi să simtă măcar 10% din tot ceea ce am simțit noi atunci când eram copii. Era totul înconjurat de multă fericire și nu mai joacă. Noi nu aveam griji. Deși vremurile de atunci nu erau atât de ușoare ca acum, mai mult sau mai puțin, însă nici nu aveam atât de multe griji, ca să zic așa, ca și copii. Și nu am cum să uit niciodată gașca pe care o aveam la bloc în copilărie și avem atâtea amintiri și cu foarte mulți dintre ei păstrez legătura și acum și îmi aduc aminte cu foarte mare drag de toate jocurile copilăriei și toate nebunile pe care le făceam pentru vârsta aceea. Și care simți că a fost unul dintre primele episoade care au avut un impact în copilăria ta sau în dezvoltarea ta când erai mică?
O să încep cu lucru care consider eu că m-a afectat în copilărie foarte mult. Având în vedere că eu m-am născut într-o familie numeroasă, sunt ultimul copil. Ok. Și câți frați sunt? 5 frați. 5 frați, ok, wow. Încă o dată mă repet, cea mai mică. Se spune că cea mai mică e cea mai răsfățată, dar am trecut prin experiența celui mic să tragă ponoasele de la cei mari, ca să zic așa. A fost când eu, deși nu am multe amintiri din acea perioadă, când eu am crescut la săptămânal, cum era pe vremea aceea. Adică te lăsau la creșă, grădiniță de luni și te mai luau vineri. Eu consider că asta... Ok, exista așa ceva? Da. Da? Wow. Da, da. Și eu consider că asta cumva a creat o traumă de abandon destul de adâncă întipărită în mintea și în sufletul meu. Pentru că este dureros să-ți vezi părinții doar în weekend. De aceea eu nu am foarte multe amintiri legate din perioada aceea. La câți ani se întâmplă asta? Cred că aveam 4-5 ani. Nu mai știu exact. Chiar nu mai știu. Dar cam așa. După care, la 7 ani, am început școala, însă vreau să fac o paranteză. Pe atunci, părinții lucrau destul de mult. Le era dificil într-o familie atât de numeroasă să găsească soluții palpabile. Și automat, asta a fost soluția lor de moment. Odată cu dezvoltarea mea personală, am început să înțeleg motivele pentru care au făcut asta. Și odată cu momentul în care eu am devenit mamă, am înțeles și mai bine situația asta. Deși durerea se simte uneori și acum. Însă am început să înțeleg și să accept că așa a fost să fie atunci. Și simți că te-a afectat asta în vreun fel? Foarte mult. Ok. 100%, da, te afectează pentru că nu trăiești în sânul familiei, practic. Trăiești doar în weekend. Stau să-mi imaginez cât de multe lucruri poți face cu propriul tău copil într-un weekend. Nu sunt prea multe. Iar eu dacă nu am amintiri legate de perioada aceea, nu. Și frații tăi, surorile tale la fel au trecut prin programul ăsta? Nu, doar sora mea mai mare cu 2 ani. Okay. Am fost amândouă în același sistem. Și știu că ea fiind mai mare era șefa grupului sau nu știu cum să numesc. Ea era cea care trebuia să aibă grijă de noi atunci când dormim. Asta e lucru pe care eu mi-l aduc aminte din perioada aia. Din perioada aia am o singură poză și atunci încerc să-mi aduc aminte. Dar nu, doar noi două am fost în acest regim. Și cum simți că te-a impactat asta pe termen lung? Adică ce părți ale vieții tale simți că au fost atinse de treaba asta? Cred că legătura cu mama mea a fost foarte atinsă de punctul acesta. Pentru că eu cu tatăl meu am avut o legătură extraordinar de strânsă și extraordinar de prietenoasă și relația noastră a fost dincolo de tată-fică. Și cum simți că, adică cum s-au schimbat lucrurile după? Pentru că înțeleg că 4-5 ani, perioada de grădiniță, creșă, cum se numește, a fost programul ăsta de, cum se numește, săptămânal? Sau? Săptămânal, da. Săptămânal și după ai ajuns la școală, bănuiesc că la școală a fost program normal. Da, clar, a fost program normal, mă întorceam acasă, deci nu a mai fost la fel. Însă, cred că pauza asta de ani, care am avut-o cu părinții, cu familia mea, a degenerat puțin, pentru că din ce mă gândesc eu acum, este
greu să crezi o legătură având pauza asta, să recrezi o legătură. Iar eu, legătura pe care mi-o doream să fie foarte strânsă era alături de mama mea. Și nu s-a întâmplat treaba asta. Încă de mică simțeai că... 100%, da. Da. Până la maturitate am simțit situația asta. Iar în momentul în care ai revenit acasă, cum simți că s-a schimbat atitudinea ta sau viața ta? În momentul în care ai început să ai cumva legătură cu ei sau contact cu ei în fiecare zi? La fel, să știi că am foarte multe momente din perioada copilăriei pe care nu mi le aduc aminte, legate de familie. Nu știu de ce. Probabil în subconștient îngropi cumva amintirile. Probabil, creându-se o traumă atât de adâncă, prefer să o ascunzi undeva și să o lași acolo, să nu o dezgropi. Deci n-aș ști să-ți răspund la întrebarea asta. Probabil că mintea noastră ne ajută într-un fel sau altul, nu? Da. Prin această uitare. Da, 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 cu siguranță. Să nu mai simți durerea atât de mult. Să-ți creezi o altă realitate, din punctul meu de vedere. Okay. Să te consideri mereu copilul acela iubit, apreciat, văzut. Mm-hmm. Pentru că asta e foarte important. Copiii vor să fie văzuți. Vor. Și mă gândesc că în momentul în care nu se întâmplă chestia asta, cred că din păcate ajung să preia asupra lor 100%. Vina pentru care nu sunt văzut sau nu sunt... Da, mereu îți pui întrebarea, dar eu cu ce am greșit? De ce nu am simțit iubirea și protecția și de ce am simțit toată iubirea doar atunci când eram bolnavă? Pentru că eu asta am simțit de la mama mea, am simțit iubirea asta atât de mare pe care o au mamele în general, doar atunci când eu eram bolnavă. Doar atunci când nu mă simțeam bine. Și cumva am creat un mecanism prin care eu să mă îmbolnăvesc mereu, ca mama să mă iubească cât poate de des. Deci tu, într-un mod inconștient, ți-ai format un mecanism prin care să-ți faci rău prin a te îmbolnăvi, ca să poți să câștigi această iubire a mamei pe care simțeai că nu o ai. Exact, da, da. Cu siguranță asta s-a întâmplat. Postura de victimă. Așa s-a creat. Postura de victimă, ca eu să creez milă și să fiu iubită, să fiu protejată, să mă simt, de fapt, protejată, că asta aveam nevoie, să mă simt în siguranță. Și cum o făceam? Doar atrăgând atenția prin fapta asta. Și o simțeam din plin, pentru că nu o să neg. Chiar dacă am avut situațiile astea în copilăria mea, eu sunt absolut sigură că atât mama cât și tata ne-au iubit pe toți extraordinar de mult. Vezi tu, pe noi nimeni nu ne învață să fim părinți. Noi aflăm ce înseamnă să fii părinte și devii părinte abia după ce ai copii. Însă nici pe mama nu a învățat-o nimeni cum să fie părinte și mă gândesc că și ea a avut multe experiențe neplăcute în viața ei. Ulterior, povestind cu ea, am aflat viața destul de dificilă pe care a avut-o încă de copil și nu aveam cum să cer mai mult când ea, de fapt, a trecut prin poate similarități pe care le-am trăit eu. Cred că asta e partea proastă în a fi un copil care nu primește ceea ce simte că are nevoie din partea părinților, pentru că tu la rândul tău ajungi să repeți același ciclu cu proprii tăi copii. Adică, cu siguranță, părinții cred că ne iubesc așa cum pot ei mai bine, dar dacă ei nu au fost iubiți la rândul lor sau dacă nu au învățat ce înseamnă iubirea de la părinților, cred că ajung să perpetueze sau să transmită mai departe ceea ce au preluat și ei. Adică, cum ai zis tu, nu ne învață nimeni să fim părinți, dar cum învață copiii? Prin imitație. Exact. Noi ajungem să imităm ce au făcut și părinții noștri. Da, 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 100%. Și pot să spun asta, pentru că și eu în anumite momente am preluat lucruri nu tocmai pozitive în postura de mamă.
Adică și eu am preluat de la mama mea destul de multe lucruri negative pe care le-am observat, le-am acceptat și prefer să le lucrez foarte mult încât copiii mei să nu simtă tot ceea ce am simțit eu. Se spune că relația pe care noi o am avut-o cu părinții noștri se vede în relația pe care noi o avem cu copiii noștri și relația pe care au avut-o părinții noștri între ei se vede în relația pe care o avem cu partenerul. Da, cu partenerul. Da. Și dacă îmi permiți, aș fi vrut să te întreb asta, cum a fost relația părinților tăi? Da. Sper relația... că nu intru în... Nu. Relația părinților mei a fost una, din punctul meu de vedere, în special că au făcut atâția copii, foarte pasională. Foarte, foarte pasională. Părinții mei, vorbesc la modul trecut pentru că părinții mei, din păcate, nu mai trăiesc. Și vorbesc cu mare drag și cu dorința de a-i mai avea alături, dar sunt sigură că ei sunt, indiferent că nu-i mai am fizic, sunt alături de mine și în prezent. După cum ziceam, au avut o relație pasională, foarte diferiți ca și caractere, mama fiind o persoană vulcanică, impulsivă, o gospodină desăvârșită, era foarte cunoscută pentru toate felurile de mâncare și prăjituri pe care le făcea, o ardeleancă jet pe jet. Și tatăl meu era un om foarte calm, un om care prefera să țină durerea în el și să treacă mai departe. Însă, din păcate, mereu au fost așa explozivi. Mama punea paie pe foc, tata încerca să le stingă, dar nu prea reușea. Și mama fiind o persoană cu, din punctul meu de vedere, cu un atașament anxios, încerca cu tot din adinsul să-l țină cât mai aproape, cât mai legat de ea, pentru că l-a iubit extraordinar de mult pe tatăl meu și tatăl meu a iubit-o până în ultimul moment foarte mult. Fiecare a avut limbajul lui de iubire, dar sunt absolut sigură că s-au iubit, indiferent de diferențele dintre ei doi. Și tu simți că ai preluat ceva din modul în care ei se iubeau? 100%, da. Și eu... De cele mai multe ori simt că am un atașament anxios față de persoana iubită și cred că are foarte mare legătură și cu trauma de abandon. Vezi tu, pierzând atât de mult și atât de mulți oameni dragi în viața mea, am tendința să fac tot ce îmi stă în putere să nu pierd oamenii pe care îi iubesc. Și e o lamă foarte fină care, dacă depășești granița realității, poți să pici într-o depresie, poți să pici din toate punctele de vedere. Și da, am trăit asta, deci... Și este că în același timp cred că iubirea ne învață cum să avem grijă de un om și în același timp ne învață cum să ne detașăm de un om. Pentru că dacă iubești pe cineva cu adevărat, îi dai libertate, nu? Exact. Dar vezi, când există și frica de abandon și iubirea anxioasă, da, se formează nu o libertate, ci un fel de lanț, da, în jurul celui drag. Și în același timp îi vrei binele, dar în același timp ți-e frică să te părăsească. Exact, da. Din punctul meu de vedere, iubirea este cea mai frumoasă și cea mai puternică energie din univers. Categoric, atunci când iubești, vrei ca omul de lângă tine să fie bine, îi dorești binele. De multe ori, eu am dorit binele forțat. Am forțat oamenii să vadă că le doresc binele, că le vreau binele, că vreau să fiu alături de ei, să-i ajut să treacă peste momentele grele. Dar atunci când deja forțezi o iubire, nu mai este iubire, este atașament, este, n-aș zice obsesie, nu se duce către obsesie.
dar către o dependență, da. O dependență emoțională, da. Și de ce crezi că faci asta? De ce crezi că încercai să le arăți că le vrei binele? Am vrut să fiu văzută. Am vrut să vadă omul iubit că-l iubesc. Exact același mecanism ca și cu mama mea. Uite-mă, sunt aici, eu te iubesc. De ce nu mă vezi? De ce nu vezi cât lupt să-ți demonstrez că eu te iubesc pe tine? Și ai fost luat în postura în care s-a ajuns să-ți faci rău, tocmai ca să vadă chestia asta, cum făceai cu mama ta? Nu, okay. În niciun caz, nu. Singurele momente în care am simțit suferința fizică a fost când am somatizat respingerea și trauma de abandon, dar să-mi fac eu rău singură, nu. În niciun caz. Probabil, cum ai zis, că făcea și tatăl tău, că ținea în el. Da, exact, exact, da. Doar că eu sunt o persoană care nu ține în mine, nu. Eu nu țin în mine. Eu asta am învățat de la el, să nu țin în mine. Pentru că dacă m-aș încărca, cu siguranță m-aș frustra foarte tare și la un moment dat tot aș exploda. Așa că prefer să spun tot ceea ce simt și tot ceea ce gândesc, deși știu că am un mod foarte dur uneori de a spune lucrurilor pe nume, însă atunci când ești obișnuită, din păcate, să fii mai mult în energie masculină, pentru că viața în postura asta m-a adus, ești mai dură, cu siguranță. Și da, am spus, de fiecare dată spun ceea ce simt și ceea ce gândesc. Am făcut toată această pauză pentru că tu, în episodul ăsta, vei deveni sau ești deja vocea acelui părinte care este singur și ești ca un fel de avocat al poporului, să spun așa, în sensul că ne ajuți să înțelegem cu adevărat care este adevărata poveste a părintelui singur. Însă eu cred că există o legătură foarte strânsă între lucrurile pe care ajungem să le trăim ca adulți și lucrurile prin care am fost nevoiți să trecem ca și copii. Cred că există o legătură care ajunge să devină cumva cauză și efect. Și tocmai de asta am vrut să facem această cumva descoperire în copilărie ta, ce a reprezentat, ce au fost părinții tăi pentru tine și cum s-au iubit, tocmai ca să înțelegem ce s-a întâmplat mai departe. Am ajuns în punctul în care ai trecut de acel program săptămânal, te-ai dus la școală, ai început să ai o legătură cumva zilnică cu părinții tăi, legătura cu mama ta, din păcate, ajungea să fie autentică doar în momentul în care te îmbolnăveai. Aș vrea să mergem cu un pas mai departe. Ai ajuns, de exemplu, în timpul liceului, poate, ultimii ani de liceu, clasa 11, clasa 12. Sunt curios cum a fost atunci pentru tine. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Și nu din a 10-a 11-a, din clasa 9-a, da. Am cele mai frumoase amintiri și mi se face pielea de găină când nu mi-aduc aminte, pentru că am avut niște colegi și nu-i mai numesc doar colegi, prieteni extraordinari și sunt tare mândră că există și în ziua de azi, în viața mea. Cu fiecare dintre ei am creat niște legături extraordinare și niște amintiri, Doamne, de neuitat, da. Cum te simțeai în jurul lor? Foarte bine, extraordinar de bine. Văzută. Văzută. Văzută, okay. Și acceptată, da. Am întrebat asta pentru că am încercat să formez un contrast între amintirile pe care le ai din liceu și lipsa amintirilor pe care le ai din copilărie, în momentul în care nu te simțeai văzută sau nu te simțeai poate acceptată sau simțeai că nu ai lângă tine acea iubire. Și mi se pare foarte interesant cum ajungem să ne deschidem noi înșine și să ne placă viața în momentul în care ajungem să simțim această iubire și această acceptare, acest te văd, ești aici lângă mine și țin la tine. Mai departe, ce s-a întâmplat? S-a terminat liceul și... S-a terminat liceul și m-am gândit să mă înscriu la facultate. Ok. Însă tatăl meu a considerat că eu sunt o fire mult prea rebelă și că nu o să fac absolut nimic cu facultatea. Însă eu am vrut să demonstrez că eu pot. Nu, eu mă duc la facultate. M-am înscris la facultate și așa cum am înscris, în anul 2 am renunțat. Am spus că nu e pentru mine
Și așa tatăl meu mi-a oferit oportunitatea de a mă scrie la o academie de coafor, okay, una dintre cele mai bune din București. Eu la vârsta aceea, fiind și foarte rebelă, nu am realizat exact oportunitatea pe care el mi-a oferit-o, însă am acceptat-o și așa am intrat eu în lumea coafurului. Câți ani aveai? 20? 18. 18, ok. 18 ani, da, pentru că am început academia înainte să mă înscriu la facultate, imediat după BAC. Imediat după BAC? Wow, ok. Da, deci, da. 2007. 2007. Da. Și din punctul ăsta, aș vrea să ajungem cumva, că nu știu exact unde s-a întâmplat momentul în care l-ai cunoscut pe tatăl copiilor. Da, uite, și aici e un subiect sensibil pentru multe persoane, pentru mine nu mai este. Am copii din două relații. Ok. Din două relații. Oamenii stigmatizează atunci, în special femeile, atunci când aud că are doi copii cu doi bărbați. Nu. Femeile care, sau marea majoritate a femeilor care au făcut și al doilea copil cu un alt bărbat, au îndrăznit să creadă din nou în iubire. Nu au greșit cu nimic din punctul meu de vedere și eu asta am făcut. Am crezut din nou în iubire. De fiecare dată am crezut. Și întotdeauna am visat să am familia aceea autentică sau cea pe care eu mi-am creat-o în mintea mea. Și la ora actuală o visez. Cum arată familia din mintea ta? Familia din mintea mea. O familie sănătoasă. O familie în care există foarte multă comunicare, o familie în care nu suntem doar cuplu, suntem o adevărată echipă, un sprijin pentru copiii noștri și un exemplu pozitiv și cu adevărat niște îndrumători, buni îndrumători pentru copiii noștri. Da, cam așa. Și ce simți că nu regăseai în relația pe care ai avut-o, de exemplu, cu primul partener? Cu tatăl băiatului meu. E o poveste puțin mai sensibilă, pentru că s-a întâmplat în urmă cu 11 ani, separarea. Eram niște copii amândoi. Aveai 24 de ani. 24, da, atunci l-am născut pe fiul meu. Eram niște copii, în special eu, care am fost o rebelă. Nu am conștientizat exact cum merg lucrurile, ce înseamnă să fii însărcinată, ce înseamnă să faci un copil. Nu, eu am aflat că sunt însărcinată și am zis, wow, ce frumos, ca atunci când ai un Tamagotchi, cum era pe vremea mea, sau un joc în care tu trebuie să-ți crești animăluțul. Nu eram realistă, nu știam ce înseamnă cu adevărat. Ruptura s-a întâmplat atunci când tatăl meu a murit. Am avut, de fapt nu că am avut, a fost cel mai mare șoc al vieții mele, primul meu șoc, prima mea trezire din viața mea a fost atunci când, mă repet, tatăl meu a murit. Categoric, neștiind cum să manageriez situația, cum ar trebui aranjate lucrurile și cum să-mi stăpânesc suferința sau cum să o exploatez sau cum să o accept, au intervenit, bineînțeles, discuțiile, certurile, nepotrivirea de caracter și atunci s-a întâmplat ruptura. De cât timp erați voi împreună? De 2 ani. 2 ani. Și erai însărcinată când s-a întâmplat asta? Nu, născusem. Născusei deja? Născusem, da. Okay. Avea fiul meu un an. Un an, da. Un an și 4 luni. Să înțeleg că în momentul în care ai trecut prin acest eveniment dificil, emoțional pentru tine, pentru această, cum ai spus, durere. Durere. Da. Ai realizat că omul de lângă tine nu este potrivit pentru, da, echipa pe care tu, exact, vrei să o formezi. Da. Pentru că
nici eu la perioada aceea nu eram deloc coaptă. Și asta e realitatea. Nu eram și nici nu am știut cum să manageriez situația. Și am considerat că durere cu durere egal eliberare. Ceea ce era total eronat. Însă sunt sigură că dacă lucrurile ar fi trebuit să stea altfel, ar fi stat altfel și în ziua de azi. În ce sens? Adică vreau să spun că așa a trebuit să se întâmple. Okay. Dacă ne eram menit să fim împreună, eram. Cu siguranță. Și eu sunt de acord cu ideea că Dumnezeu ne dă ce avem nevoie când avem nevoie. Nu mereu ne dă ce e plăcut. Pentru că dacă ne-ar da ce e plăcut, n-am învățat nimic din treaba asta. Cu siguranță. Probabil există anumite răni în interiorul nostru pe care noi nu le conștientizăm, care ne controlează într-un fel sau altul și Dumnezeu ne trimite anumite experiențe, anumiți oameni care reprezintă, de fapt, oglinzi pentru noi în care noi să vedem aceste răni. Da, cu siguranță. Asta s-a și întâmplat atunci, în acel moment. Nu a fost o decizie ușoară. Nu a fost o decizie pe care să o iei atât de ușor și atât de simplu și atât gata. Nu, eu mă despart, nu mă mai înțeleg, nu. Însă a fost decizia cea mai bună, pentru că pe un copil nu poți să-l crești în tensiune, nu poți să-l crești în stres, în tot felul de situații neplăcute pentru el. Indiferent că acel copil are o vârstă destul de fragedă, ei simt absolut tot. Și atunci ce le spunem părinților care sunt într-o relație și care spun relația dintre noi nu mai merge, suferim amândoi, nu ne este bine, dar totuși avem un copil la mijloc. Ce le spunem lor? Eu aș spune, înainte să ia decizia finală, să lucreze foarte mult cu ei. Să-și aducă aminte ce a făcut pe ei să se îndrăgostească, ce a făcut să fie împreună, cum au ajuns să creeze rodul iubirii lor și foarte mult să pună cărțile pe față. Ce lucruri nu le place în relație, ce ar dori să fie schimbat, adică să lupte până când cu adevărat nu mai e nimic de făcut. Și oare când îți dai seama că nu mai e nimic de făcut? Când ai obosit. Când ai obosit să mai încerci. Atunci e totul pierdut. Și pentru tine cum a fost momentul ăsta? Pentru că îmi dau seama că era o decizie extrem de grea. Erai mică, copilul tău avea un an, tatăl tău murise. Cum ai luat decizia? Am luat-o, pur și simplu. Am luat-o și mi-am asumat-o. Indiferent de toate greutățile care au venit peste mine, pentru că decizia asta a venit cu, Doamne, cu foarte multe greutăți și cu foarte multe responsabilități pentru mine, dar am luat-o, pentru că obosisem, nu mai puteam. Erai aceeași fată rebelă și necoaptă în momentul în care ai luat decizia sau te trezisei? Niciun caz, da, niciun caz. Pe mine nașterea copilului meu m-a făcut să mă schimb la 180 de grade față de rebela din liceu. Da, nu, pe mine maternitatea m-a schimbat într-un sens pozitiv extraordinar și sunt tare fericită că s-a întâmplat asta, pentru că copiii au nevoie de un om cerebral lângă ei, iar eu dacă eram aceeași rebelă, cu siguranță n-aș fi fost astăzi aici. Și cum s-a schimbat viața ta de la a fi pur și simplu o fată de 24-25 de ani cu un copil și era căsătorit sau era parteneriat? Parteneriat. Nu, okay. A fost niciodată. Dar aveai căsătorită. Pe cineva lângă tine. Da. Cum s-a schimbat viața ta în momentul în care erai o mamă singură? Foarte greu. A fost foarte greu. Pentru mine a fost o perioadă de supraviețuire. Ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Exact, de supraviețuire, pentru că despărțindu-mă, tatăl meu murise, eu financiar eram sub zero. Nici nu pot să spun mediocră la situația prin care eu treceam. A fost nu greu, extraordinar de greu. Nu o să uit niciodată cum am avut momente în care preferam ca eu să nu mănânc,
să aibă el mai mult, să aibă copilul meu mai mult. Dar veneai totuși dintr-o familie în care erau 5 frați? Da. Și mai era și mama. Mai era și mama, însă un aspect pe care eu nu l-am menționat este că mama, din păcate, a abordat aceeași perspectivă pe care o abordasem eu atunci când eram mică. A preferat să se îmbolnăvească, în ghilimele, a preferat, în ghilimele, și să nu mai lupte. Și, din păcate, mama mea ajunsese să fie imobilizată la pat și să fie un copil al meu și al fraților mei, categoric. Dar da, eu aveam și pe mama mea în grijă, cu toate cele. Fiind imobilizată la pat, vă dați seama că nu a fost deloc ușor. Și având toate lucrurile astea în cârcă, e destul de greu de manageriat. Și ai menționat frații. Frații mei au fost foarte mult alături, foarte mult. Nu am cum să neg situația asta, însă am avut o parte în care am fost atât de mândră și nu am vrut să împovăresc și să încarc pe nimeni cu deciziile pe care eu le-am luat. Pentru că fiecare avea viața lui, fiecare avea la rândul lor copiilor și mai veneam și eu. În cârcă era deja prea mult. Însă m-am ambiționat foarte mult să nu rămân în acea postură. Nu am suportat ideea de a mă plânge că eu pot să mă mulțumesc doar cu o alocație sau doar cu... Nu. Nu. De atunci a început lupta pentru supraviețuire cu adevărat. Și frații tăi aveau vreun scenariu asemănător cu al tău sau viața lor era diferită? Era total diferită. Total diferită, pentru că fiecare are povestea lui de viață și categoric trăirile lui. Din momentele lor din viață nu sunt asemănătoare. Dar erau tot în această luptă de supraviețuire sau erai singura dintre ei care... Eram singura dintre ei. Da, singura dintre ei. Și te simțeai oare singură în momentul în care vedeai că tu ești singura care trece prin asta? Nu am simțit. Am simțit singurătate doar din punctul de vedere al pierderii părintelui. Dar singură nu m-am simțit, pentru că îmi priveam copilul și de acolo îmi luam toată puterea necesară. Indiferent că eu pe dinăuntru mă scurgeam, sufeream extraordinar de tare, îmi luam puterea de la Eric, băiatul meu. Și cine a trebuit tu să devii sau ce a trebuit să se schimbe în viața ta încât să poți să duci această luptă de supraviețuire și nu numai să faci asta, ci să ajungi să evoluezi ca om, pentru că tu ai devenit un om foarte frumos, de la care se pare că noi toți învățăm acum. Ce s-a schimbat în viața ta? Păi, o să spun o poveste foarte amuzantă care s-a întâmplat în 2014. Ok. A trebuit să încep să merg la muncă, pentru că trebuia să-mi cresc copilul. Nu puteam să mă mulțumesc cu puțin. Astăzi am, mâine nu mai am. Și eu, după cursurile de coafor, am lucrat ceva timp în salon, însă am luat o pauză destul de mare, odată cu nașterea băiatului. Și a trebuit să mă angajez. Și intram pe anunțuri, mi-am selectat câteva anunțuri, mi-am găsit un salon, am stabilit o întâlnire și eu, bineînțeles, acolo a trebuit să demonstrez cele spuse de mine. Eu am spus că am 7 ani de experiență, eu pe diplomă aveam 7 ani de experiență, dar lucrate nu, și eu am spus ok, e lupta pentru supraviețuire. Deși urăsc minciuna, a trebuit să o folosesc într-un scop necesar. Da. Am spus că am 7 ani de experiență și că eu știu să le fac foarte bine pe toate și a trebuit să mimez atât de bine tot ceea ce eu de fapt nu știam încât să fiu angajată. Și mi-au spus că mă vor suna, i-am rugat să-mi spună dacă mă acceptă sau nu, pentru că eu am destul de multe oferte în așteptare și să mă anunțe, să știu ce fac pe mai departe.
Așteptam telefonul, nu o să uit niciodată, aveam o stare de anxietate și de emoție și am spus, chiar spuneam în gândul meu, tată, dacă voi fi angajat aici, înseamnă că vegheze asupra mea. Dacă nu, nu. Și văd că nu mă sună. Și am zis, planul B, sun eu. Și am sunat și am vorbit cu cea care avea salonul atunci și am întrebat-o, bună, sunt Monica, așteptam un telefon de la tine să-mi spui dacă m-ați acceptat sau nu, să știu ce fac pe mai departe. Și tipa s-a scuzat și a spus, da, cum să nu, te-am selectat pe tine și pe încă o fată. Deci, efectiv, mi-au dat lacrimile de bucurie pentru că aveam un salariu destul de bun acolo, adică eu nu văzusem bănuții ăia decât în momentele în care trăia tatăl meu. Și eram foarte mândră și am zis, da, nu vine să cred, dar eram mai mult bucuroasă pentru că cumva am simțit că tata veghează asupra mea. De fapt, asta m-a făcut tare bucuroasă și... A venit momentul în care a trebuit să încep munca în salon. Cea mai grea situație din acel moment a fost că eu nu aveam cu cine să-mi las copilul de 1 an și 4 luni. A fost foarte, foarte, foarte greu. Am găsit o vecină care a acceptat să-mi stea cu el. Din păcate și el a experimentat oarecum acea situație pe care am experimentat-o eu când eram mică, trauma de abandon, pentru că el a simțit că nu-l mai are nici pe tata lângă el, dar nici pe mama. Aveam noroc că la salon lucram o zi da, una nu, și în ziua liberă reușeam să le fac pe toate celelalte, dar tot îl iei din mediul lui și îl duci într-un alt mediu în care nu e obișnuit, nu e familiarizat și automat se creează carențe de toate felurile. Dar a trebuit să sacrific ceva ca să împlinesc ceea ce aveam eu de împlinit în creșterea lui. Și am lucrat în acel salon, a fost o experiență extraordinară, am legat niște prietenii incredibile și acum țin legătura cu oamenii dragi în viața mea, indiferent de anii care trec, și ei și-au dat seama că eu nu sunt atât de stăpână pe meserie și au fost atât de incredibili pentru că mi-au fost alături și mă acopereau, ca să zic așa, atunci când nu știam, m-a ajutat colegul meu, îmi prelua clientele, prietena mea, Miki, mereu spunea, nu vine să cred, tu care ești puternică, poți atât de mult... Cum să-ți fie frică să tund scurt? Pentru că mie mi-era frică să tund femeile care au păr scurt pe vremea aceea. Și mi-era atât de teamă și se simțea, pentru că simți atitudinea. Atunci când te așezi pe scaun, simți atitudinea lucrătorului. Și mi-au dat foarte multă putere prin faptul că au înțeles situația prin care trec creând noi legături, automat nu mai ești doar acolo în situația grea de acasă. Te detașezi și trăiești și momente de bucurie, pentru că e foarte frumos să lucrezi în salon, e extraordinar de frumos. Au aflat vreodată povestea reală? Da, chiar, categoric, cum să nu. Da, le-am povestit-o. Uite că până la urmă n-a fost neapărat o minciună, ci a fost o... A trebuit să se întâmple ceva, dar până la urmă ai spus adevărul. Da. Asta arată ce fel de om ești. Exact, da, doar că mie mi-a prins foarte bine, pentru că în sfârșit nu mai era starea aia de frică. Oare mi-ajung banii să plătesc și femeia care are grijă să iau și mâncare, să iau și tot ce trebuie în casă, să plătesc și facturi? Oare voi reuși să le duc la bun sfârșit pe toate? Dar... cum nevoia te învață, înveți cum să rulezi banii mai bine. Să-i pui pe categorii. Și la ora actuală la fel fac. Îi
îi rulez și la sfârșit de lună îndeplinesc toate cerințele. După tot episodul ăsta, s-a născut băiatul, tu aveai un an și patru, nu ai spus, da. Tu aveai 25 de ani, da. Proaspătă angajată la un salon cu un salariu bun, lucrurile păreau să meargă bine în această poveste, adică luaseră întorsătură plăcută, tatăl tău te veghea și ți-a dovedit asta, a fost și este alături de tine în continuare. Ce s-a întâmplat mai departe? Pentru că tu ai trebuit să mergi mai departe. Chiar dacă s-a întâmplat ceva bun, lupta de supraviețuire de abia începuse. Da, da, clar. După un timp de singurătate, a venit și momentul în care aveam nevoie de un suflet lângă mine care să-mi aline cumva, deși sună egoist, aveam nevoie de un om în viața mea care să-mi aline golul pe care îl simțeam. Aveam nevoie de un om în viața mea. Și atunci a apărut tatăl fetei mele, care nu mi era deloc străin. Ne cunoșteam încă din generală, am fost în aceeași clasă. Și păstrând oarecum legătura, s-a creat o altă legătură între noi, mai mult decât cea de foști colegi de generală. Și am început să vorbim foarte mult și ne-am apropiat și am intrat într-o relație. Câți ani aveai? 26. 26. Deci, da. La un an, teoretic, da, da. Cât avea băiatul tău? 2 ani și puțin, probabil, da, nu? Da, okay. Da. Avea 2 ani și, da, într-adevăr. Cam așa. Da. Și a apărut el în viața mea și am spus că acum e momentul să-mi fac familia pe care tot o caut, pe care tot o caut să o aduc în viața mea. Simți că acum a fost nevoie de curajul de a crede că este posibil din nou sau a venit decizia asta din nevoia de a avea pe cineva lângă tine care să-ți aline această greutate pe care o trăiești? Cred că ambele situații. Cred că ambele situații. Deși, dacă mă întrebi acum, aș fi acționat total diferit. În ce sens? Adică nu aș mai fi intrat într-o relație atât de repede. Însă, cum toate lucrurile se întâmplă cu un scop, acesta a fost scopul, cu siguranță. Să învăț foarte multe, pentru că am învățat extraordinar de multe din această relație. Foarte multe. Cred că ăsta este și motivul pentru care te-ai transformat atât de frumos. Faptul că tu nu ai devenit o victimă a circumstanțelor prin care treceai, ci tu te-ai deschis în fața lecțiilor pe care Dumnezeu ți le trimitea. Să știi că am fost și o victimă. Am fost de multe ori în postura de victimă, pentru că nu știam cum să fiu altfel. Însă să știi că, de fapt, ceea ce m-a făcut să devin ceea ce sunt azi, sunt durerile și suferința prin care am trecut, nu bucuriile pe care le-am simțit în niciun caz. Pentru că, din păcate, a fost o relație mult mai grea decât prima. Dar a fost cu adevărat trezirea mea la omul care sunt acum. Dacă nu aș fi trecut prin tot ceea ce am trecut în relația cu tatăl fetei mele, cu siguranță nu aș fi deschis ochii către alte oportunități de creștere. Oare ar fi prea mult dacă te-aș ruga să ne povestești puțin? Din nou, e un subiect sensibil, dar da, putem să abordăm situația și într-un mod diferit. Vezi tu, eu având deja un copil, știam tot ce înseamnă și ce responsabilități implică. El, neavând niciun copil, avea să învețe odată cu noi doi, cu mine și cu băiatul meu.
nu cred că a fost niciodată pregătit de o asemenea situație. Însă, probabil că dragostea pe care el o simțea în momentele acelea l-a făcut să accepte să intre într-o relație cu o femeie care are deja un copil. Din păcate, am trăit amândoi o experiență în care amândoi am ajuns să ne facem rău unul altuia. Nu, din punctul meu de vedere, niciodată unul este vinovat. Nu, amândoi. Cu siguranță amândoi, din cauza traumelor, din cauza suferinței, din cauza copilăriei, mai mult sau mai puțin dificile pe care am trăit-o fiecare în experiența lui, a avut rezultatul pe care l-a avut relația noastră. Am rămas însărcinată cu fetița foarte repede. La jumătate de an de relație am rămas însărcinată. Ați vrut? Sau? Nu a fost ceva stabilit, uh-huh. Ceva de comun acord. Eu încă de mică am avut un principiu foarte bine stabilit în mintea mea și în viața mea de adult, acela de a nu face avort. Nu sunt, nu am fost și nu voi fi niciodată de acord cu o întrerupere de sarcină. Pentru mine, cel puțin, era prea mult să fac asta. Nu puteam să duc. Nu judec persoanele care aleg să facă asta, dar eu, pentru mine, nu pot. Nu pot și nu am putut să o fac. Pentru mine a fost un șoc foarte mare atunci când am aflat că sunt însărcinată. Urmat de o depresie, pentru că profesional îmi mergea din ce în ce mai bine. Băiatul meu deja crescuse, îmi era din ce în ce mai ușor cu el și a trebuit să iau din nou de la capăt și nu eram pregătită. Pentru că intuiția mea îmi spunea că vom avea același sfârșit pe care l-am avut și cu în cazul băiatului meu. Și nu-mi doream să trec. Nu eram pregătită să trec din nou prin asta. Nu am fost pregătită. Și din cauza asta, indiferent de cât de greu a fost, am tras foarte mult să rămân în relația asta. Extraordinar de mult. Cu toate greutățile întâmpinate și toată suferința prin care am trecut, am tras foarte mult să rămânem împreună, pentru că nu suportam ideea de a-mi lăsa iar copilul fără tată. Pe mine asta m-a marcat foarte mult încă de la despărțirea de tatăl băiatului meu și nu mi-aș fi dorit să treacă și al doilea copil prin acea situație. Nimeni nu cred că își dorește să ofere experiența asta copilului. Însă, dacă ești nevoit să o faci, fă-o și a doua oară. Pentru că copiii au nevoie ca părinților să fie liniștiți și fericiți, fie că sunt împreună, fie că sunt separați. Nu au nevoie să-și vadă părinții certându-se, să vadă acte de violență fizică sau verbală. Nu. Au nevoie să-și vadă părinții liniștiți. Și în cazul ăsta ai luat decizia din nou de a face pasul ăsta către despărțire în momentul în care ai obosit? Sau ai luptat și mai mult decât a fost prima dată? Și mai mult. Orbește. Efectiv orbește am luptat. Însă am fost acuzată că am înnebunit. Că mă comport ca o nebună. Și am început să cred treaba asta. Și am zis, Doamne, dacă este adevărat, dacă eu chiar sunt nebună, la propriu. Când am început ședințele de psihoterapie, atunci am început să-mi recâștig puterea, încrederea în mine și să am curajul din nou să devin mamă singură, dar de data asta pentru doi copii. A trecut o perioadă de
de ședințe, pentru că nu poți să iei decizia după o singură ședință, nu. A venit perioada în care am reușit să îmi înscriu copila la grădiniță, să mă întorc la muncă. De fapt, nu. Am angajat femeie să-mi aibă grijă de amândoi. Nu, fiul era la grădiniță și fiica mea avea un an și patru luni. Da, deci la mine la amândoi a fost la fel, la un an și patru luni. Și a trebuit să, când am luat decizia cu adevărat să ne despărțim, la fel, a trebuit să mă întorc la muncă, deși de foarte multe ori eu am muncit și cu ea în scoică, o luam așa în scoică și mergeam la cliente, pentru că la fel aveam nevoie de bani și trebuia să muncești. Să muncesc. Și am găsit un... am fost recomandată, de fapt, să mă angajez la un salon foarte aproape de casa unde eu locuiesc și am acceptat să merg la un interviu. Eu pe atunci nu mai simțeam atât de apăsător diferența financiară. Nu mai eram cum eram la băiat. Eram mult, mult mai ok. Și îmi doream cumva doar să colaborăm. Însă foarte greu găsești un salon care să accepte doar să colaborezi. Asta ce înseamnă doar să colaborezi? Sâmbătă și duminică. Ok. Ca eu să pot să stau în rest cu copiii mei, să nu mai fiu nevoită să-i las iar cu altcineva. Este o mare traumă. Eu, prin faptul că le-am adus multe bone, că din păcate au avut multe pseudobone, ca să zic așa, și bone, le-am creat o foarte mare traumă, pentru că foarte multe, nu că nu aveau experiența de a fi bone, nu aveau experiență nici măcar în a fi empatice cu ceea ce fac, nici nu aveau, s-au gândit doar la bani. Deși categoric eu nu dădeam sume exorbitante, pentru că eu trebuia să îmi gândesc foarte bine veniturile și automat găseam ceva mediu. Într-adevăr, am avut norocul de a avea câteva doamne, experiențe cu câteva doamne care mi-au îndrăgit foarte mult copiii și pe mine și la fel și cu unele dintre ele am păstrat legătura și chiar ne vedem cu mare drag și am acceptat să mă angajez full-time la salon. Nu-mi pare absolut deloc rău că am acceptat asta. Pot să numesc că a fost și este în continuare cea mai frumoasă experiență din viața mea cu un salon. Nu o să uit nici ziua în care am fost să batem palma și să-mi spună cât am salariu. Șefa mea de atunci îmi spunea că ea a avut impresia că mi-a spus cât am salariu. Eu mă gândeam la o sumă oarecum modică, dar cât de cât ok de acceptat. Iar ea când mi-a spus pe vremea aceea 2000 de lei, mie mi-au dat lacrimile într-un spre casă. Nu mi-a dat acolo pentru că nu-mi știau povestea nu voiam să creez o postură de victimă sau să spună, Doamne, dar ce are fata asta de reacționează așa, însă eu am fost atât de împlinită și de bucuroasă când am auzit, din păcate totul se învârte în jurul sumelor, iar eu gândeam cu sume, pentru că de fiecare dată aveam angajamente și angajamentele astea însemnau bani pe care eu trebuia să-i produc, fie că vreau, fie că pot, fie că nu pot, eu trebuia să fiu acolo cât se poate de serioasă. Și din fericire nu s-a mai pus problema ca la primul salon să mint că am nu știu ce experiență și așa mai departe. Nu, acolo m-am angajat cu sufletul deschis și cu foarte mare încredere în mine și este salonul unde am stat 6 ani de zile. 6 ani, unde am cunoscut o adevărată familie și am cele mai frumoase amintiri și
toți oamenii de acolo din echipă m-au ajutat extraordinar de mult în toată situația mea de mamă singură. Foarte mult. Nu, n-am cum să uit așa ceva. Indiferent că aveam nevoie de un avans sau indiferent că aveam zile grele sau m-au ajutat foarte mult și îi păstrez aici, în inima mea, foarte mult. Aș vrea să ne întoarcem puțin la momentul în care fetița ta avea 1 an și 4 luni, da. Băiețelul avea, care e diferența de vârstă? 4 ani. 4 ani. 3 ani și 10 luni. 4 okay. ani. El avea 4 ani atunci? Da. Ok. A trebuit din nou să pleci la drum singură cu un copil? Retrăiai oarecum povestea? Îți mai era la fel de multă teamă? Nu. Nu se compară situația. Pentru că pe mine foarte mult în creșterea Nadiei a fost însuși Eric. Ok. Nu o să uit niciodată cât de mult a putut să mă ajute un copil de 4 ani. El mă ajuta când îi făceam băiță, el mă ajuta când o schimbam, el mă ajuta atunci când aveam nevoie să stea cu ea câteva momente, el m-a ajutat foarte, foarte mult în creșterea ei. Și crezi că asta a avut vreun impact asupra lui? Din păcate, da. Pentru că s-a maturizat mult prea devreme. Mult prea devreme. Și la ora actuală, nu multă lume are puterea și capacitatea să-l înțeleagă la adevărata lui valoare. El este, și nu o să fiu subiectivă că este copilul meu, pentru că orice mamă își laudă pui, însă este un copil extraordinar de matur și independent. Și mi-am dorit să-l învăț foarte independent, pentru că nu aș vrea să treacă prin postura de a întâlni situații dificile în viață și să nu se descurce. Nu. Iar o mamă puternică și care a răzbit atât nu are cum să-și creeze niște copii dependenți. Iar eu nu am vrut ca și copiii mei să fie dependenți emoțional de mine. Nu mă refer, Doamne ferește, fizic sau nu. Dar să nu simtă că fără mine nu sunt în stare. Ba da, sunteți. Sunteți capabili de multe, de foarte multe. Și mi-au dovedit-o în tot acest timp. Iar pe el mă bazez foarte mult și acum, foarte mult. Este extraordinar și este, pe lângă că este copilul meu, e un prieten foarte bun. Vorbesc cu el ca și cu un adult. Deși nu uit că este un copil. Cât ani are? 12 ani? Parcă nu? Împlinește 12 ani. Mulți înainte. Da. Am crescut odată cu el. Și nu îmi pare rău, pentru că am învățat foarte multe și pe lângă asta, de fiecare dată când am căzut, el a fost acolo. Deși nu am dorit niciodată să se facă un contratransfer între copil și părinte, niciodată, însă a fost acolo și a vorbit mereu ca un adult. Poți, încă poți, mama. Ridică-te, revino-ți, o să fie bine. Da. Bine, chestiile astea inevitabile a preluat de la mine, pentru că eu mereu le-am dat senzația de luptătoare, de om care e obligat cumva să reușească, le-am transmis latura asta a mea. Da. Cred că asta face supraviețuirea din noi. Ne face să găsim soluții acolo unde nu sunt, să le creăm dacă este nevoie. Însă în momentul în care e vorba de un părinte care face asta, cred că inevitabil anumite lucruri se răsfrâng asupra copiilor și știu că am povestit înainte, tu ai avut grijă ca ei să fie bine din punct de vedere emoțional și asta este un lucru extraordinar, faptul că tu te gândești la ei din perspectiva asta. Cum le-ai explicat părinților tăi absența unui părinte? Copiilor. Scuze-mă, cum le-ai explicat copiilor tăi absența unui părinte? Încă un principiu de viață pe care eu îl am este că detest minciuna. Nu-mi place minciuna. De ce să alegi să minți când poți să spui adevărul? Și adevărul poate fi spus și mai puțin dur sau cumva să
te pregătească pentru ceva. Am fost mereu sinceră cu ei. Am ales să nu-i mint. Pentru că dacă îi mințeam încă de mici, am fi ajuns în postura de azi în care ei ar fi ales să mă mintă la rândul lor foarte mult. Deși sunt copii și au tendința categoric să mintă, să creeze povești, să din teamă. Și îi înțeleg și au dreptate că și eu uneori la fel reacționam când eram mică. Însă am preferat întotdeauna să le spun adevărul. Însă un adevăr sublim, un adevăr nedureros, un adevăr în care ei să-și respecte tații și să îi iubească, indiferent de legătura noastră ca și adulți. Pentru că copiii nu au de ce să plătească greșelile adulților, deși o fac involuntar. Dar de ce să te încarc eu? Copiii nu se nasc curând. Nu știu ce înseamnă să urăști. Asta e o deprindere din familie, din punctul meu de vedere. Și de ce să-mi instig propriul copil să-și urască tatăl? Nu mi se pare uman și nu mi se pare ok. Și îi frângi din start aripile dacă îl înveți așa. Am preferat să le spun adevărul într-un mod autentic, aș spune eu. Simți că ei au fost afectați de lipsa tatălui? 100%. Pentru că oricât aș fi eu de puternică ca femeie, copiii au nevoie de o autoritate, de un mascul în familie, de un bărbat. Că mami poate să fie și cu ghilimelele de rigoare bărbat, dar cât timp? Și da, cu siguranță au simțit lipsa, însă nu au simțit-o într-atât încât să cadă într-o altă traumă și mai mare. Nu au acceptat situația tocmai pentru că am ales să nu-i mint și să le explic că oamenii, din păcate, se despart atunci când totul s-a consumat. Și că preferăm să fim liniștiți chiar dacă suntem separați. Și au înțeles. Ai regretat vreodată că asta a fost decizia? Că a trebuit să te desparți cu consecința că ei nu vor avea un tată în loc să rămâi acolo și să fii tu nefericită, dar ei să aibă un tată? Niciodată. Niciodată. Nu am regretat și nu o să regret decizia luată. Pentru că nu am de ce să... M-am sacrificat cât am considerat că pot, însă nu sunt de acord să alegi nefericirea ta pentru o fericire închipuită sau permanentă a copiilor tăi. Nu, mai puțin permanentă a copiilor tăi. Nu. În niciun caz. Pentru că să recunoaștem, copiii cresc și tu ai rămas, viața ta trece pe lângă tine și rămâi neîmplinit. Doar ca, în primul rând, nici nu ești un exemplu bun pentru copilul tău dacă alegi să rămâi într-o relație în care ești nefericit. Nu, pentru că automat copiii vor simți nesiguranță, vor simți lipsă de respect, vor simți, pentru că nu poți să porți masca aceea de relație fericită a la lung, până face copilul 20 de ani, în ghilimele. Mi se pare oricum că ai nevoie de o maturitate extremă, să poți să porți o mască cel puțin, pentru că cred că majoritatea părinților cred că sunt, nu poartă nicio mască, sunt efectiv deschiși exact, în fața copiilor. Da, da, da. Pentru că e foarte greu să porți acea mască. E foarte greu pentru că tu te duci noaptea în pat și plângi. Și a doua zi te trezești și oh, Doamne, iubitul meu, bună dimineața, uitați, a venit tati, dar înăuntru meu mă sufoc. Nu. Nu, și e cel mai greu sentiment să simți că te sufoci de tristețe. Am simțit asta pe pielea mea. Și când am simțit asta, atunci am ales să pun stop. Să înțeleg că e vorba mai mult de o eliberare da. De suferință. Da, 100%. Da, ești captiv în suferința aia și îți trebuie foarte mult curaj să o recunoști, să recunoști suferința, să recunoști că, din păcate, nu
există o rezolvare pentru asta și pentru rezolvare ai nevoie de doi, nu doar de unul, și pleci, te salvezi tot pe tine, cu orice risc, cu orice risc. Și totuși, care sunt riscurile? Care sunt cele mai mari dificultăți în a fi un părinte singur și cum gestionezi dificultățile astea? În primul rând, ești stigmatizat. Foarte mult. Când aud de cineva, sunt mamă singură și am copii cu doi bărbați, wow! Mie îmi place, eu o spun expre, doar ca să le văd mimica. Înțelegi? Mi se pare, wow! Și eu deja intuiesc ceea ce lumea gândește. Însă eu mă simt atât de mândră de tot ce am reușit și de tot ceea ce fac în momentul de față, încât pe mine nu mă mai atinge absolut deloc. Din păcate, pe ei îi vizează mai mult, pentru că oamenii nu sunt atât de deschiși atunci când aud că un copil face parte dintr-o familie monoparentală. E greu de... E un subiect tabu din punctul meu de vedere și tocmai asta mi-am dorit, să nu mai facem din asta un subiect tabu, pentru că a fi părinte singur nu e un handicap. Ce crezi că gândește lumea? A lăsat-o și pe asta. Îți dai seama cum e ca femeie de a lăsat-o bărbatul cu un copil, înțelegi? Dar lumea nu se gândește în perspectivă. Stai un pic că femeia poate a renunțat la ce nu-i mai făcea bine și a ales să nu mai stea tocmai ca să nu-și crească copiii frustrați și triști. Deci crezi că lumea nu vede puterea de a lua decizia, ci vede ca un fel de slăbiciune. Clar, pentru că foarte puține persoane m-au înțeles în situația mea. Și în sistemul de învățământ, din păcate, la fel, foarte marginalizați. Copiii? Și copiii și eu. Pentru că automat nu ești luat în seamă atât de mult sau nu știu cum să mă exprim exact. Însă ești, da, văzut ca pe un handicap. Iar eu sunt o persoană, mulțumesc divinității, că am depășit foarte multe bariere. Sunt o persoană extraordinar de sigură pe mine și atunci când intru într-o încăpere, atitudinea mea nu arată slăbiciune, arată putere. Și automat nu dau voie să se atingă subiectul ăsta sau să fiu cumva jignită pentru alegerea pe care eu am făcut-o, cea de a fi părinte singur. Simți o oarecare izolare din partea celorlalți în momentul în care... Mai mult sau mai puțin. O simți din partea oamenilor limitați. Da, că sunt, din păcate sunt oameni limitați care nu înțeleg că oamenii, da, și de o parte și de cealaltă a relației, nu vor să se despartă, nu asta intenționează, gata, fac un copil, aleg să mă despart. Nu, e o luptă foarte grea și dură atunci când nu știi ce să faci, dar este foarte important să nu te lași tu afectat de oamenii aceștia mici care nu văd dincolo de povestea ta, da. Și cum faci față, nu e sentiment stării sau gândului că celelalte mame din jurul tău, din anturaj, da, din lume, din, eu știu, au totuși un partener, au un jucător, un coechipier, cum îl numești și tu, pe care se pot baza, dar tu trebuie să faci asta singură. Sincer, sunt mândră de ele și felicitări că și-au dat voie să fie fericite. Și eu mi-am dat dreptul acesta și eu am avut o relație după aceste două separări și eu mi-am dat voie să iubesc și a fost o iubire, cred că a fost cea mai conștientă iubire de care am avut parte până acum și cea mai plină de conținut. Deci și eu mi-am dat voie, clar, categoric, și o să-mi dau voie până când găsesc persoana potrivită. E dificil să balancezi sau să găsești un echilibru între viața personală, nevoile personale și rolul, până la urmă, că ai un rol, ai un... Clar, categoric. Rolul de părinte? Da, este, pentru că nu ai atât de mult timp liber să poți aloca
unui posibil partener. O faci, probabil, o faci într-adevăr dacă ai un ajutor, dacă ai părinți, dacă ai persoane la care să apelezi să te ajute cu copiii, da, poți să aloci un anumit timp și pentru acel bărbat cu care îți vei face o relație. Dar dacă nu ai pe nimeni, o faci în programul tău liber, ca să zic așa. Când suntem mici, cerem voie părinților să ne dea voie afară, eu cer voie copiilor să ies afară fără ei, ceva de genul. Da, cam așa. Și ei înțeleg situația asta? Cât de... Ai abordat vreodată subiectul 100%, cu... categoric. Eu am fost foarte deschisă față de ei tot timpul și am încercat să tratez și să abordez situația pentru vârsta lor, categoric. Dar, da, am vorbit foarte deschis. Și atunci când am fost singură, a fost prima mea relație după separarea de tații lor. La cât timp? Mulțumesc. Tu aveai, nu mai știu cât ai, 26 de ani, parcă, după a doua despărțire. În 2017 m-am separat de tatăl Nadiei. Ok, acum 7 ani, aveai 28. Da, m-am despărțit în 2017, în iunie. Am stat despărțit până în decembrie 2018. Și în decembrie 2018 am ales tot eu să ne dăm o șansă. Pentru că mă urmărea foarte mult sentimentul de vinovăție. Dacă am făcut o alegere greșită, oamenii se pot schimba, să ne mai acordăm o șansă. Însă nu a durat mult, până în martie. Cu siguranță s-a întâmplat asta ca să consum tot ce mai aveam eu de consumat pentru acea relație și ne-am separat. Iar următoarea relație pe care am avut-o a fost în 2021. Deci să înțeleg că tu totuși, după o încercare nereușită de a avea o relație bună inițial, tu totuși ai mai încercat o dată, ai vrut să mai dai o șansă, ai vrut ca probabil fetița ta să aibă tatăl alături. Da. Tot tu ai încercat, tot tu ai venit cu propunerea. E nevoie de multă putere să faci foarte asta. Foarte multă, da. Foarte multă. Să te întorci în trecut, să iei lucrurile de acolo, să zici ok, hai să mai încercăm o dată. Siguranță, da, îți trebuie multă putere, dar nu regret că am oferit iar șansa aceasta, chiar deși trecuse mai mult de un an de la despărțire, dar am considerat cumva că odată cu terapia, odată cu viața socială pe care o aveam, credeam că o să reușim împreună, însă... E greu când doar unul. Foarte greu, da. Încerc. Foarte greu. În special când unul alege să lucreze foarte mult cu el în terapie. E greu. Ajungi să gândești foarte diferit. Sau poți să gândești la fel, dar să acționezi diferit. Și iar... Nu. Și cred că și ruptura dintre voi doi devine atât de mare, tu... crescând constant, el probabil rămânând pe loc. Da, 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 100% se întâmplă asta. Și vezi lucrurile diferit și alegi cu adevărat să iei decizia finală. Și Nadia cum a reacționat în momentul în care s-a întors tatăl ei, după din nou a plecat? Îți dai seama că se creează situații neplăcute și dureroase. Însă... Din fericire și cu ajutorul psihoterapiei, pentru că i-am dus și pe ei, evident, pentru că ei aveau foarte multă furie în ei, foarte multă furie, iar eu nu știam cum să fac față sau cum să le scot furia și resentimentele pe care ei le aveau, am ales să-i duc la psihoterapie și pe ei. Și asta ne-a ajutat tare mult. A fost o luptă și pentru ei, a fost o întreagă luptă, însă nu a simțit atât de mult, pentru că tatăl ei s-a implicat și s-a implicat vis-a-vis de creșterea ei, atât cât a putut, dar cumva
odată cu trecerea anilor, ei s-au învățat atât de mult cu programul pe care îl avem, încât cred că li s-ar părea ciudat să se schimbe treaba asta. Adică au acceptat. Trebuie că ne obișnuim cu ceea ce avem, da, până la urmă, da, cu realitatea care ne este oferită. Da. Câte ne aveau ei în momentul în care tu ai decis să-i duci la psiholog? 2018, 2019, păi, Eric avea în jur de 7 ani, dacă nu mă înșel, 7-8 ani, și Nadia 4. 4, da. Mi se pare, din nou, o decizie și grea în același timp, dar și foarte importantă să faci asta pentru copiii tăi. Da, pentru că trebuie să recunoști atunci când nu poți să faci un lucru. Adică nu poți să te încăpățânezi, da, eu mă descurc cu absolut tot, eu sunt femeia fantastică. Nu! Când copilul are o problemă, iar copiii mei, din păcate, erau extraordinar de agresivi. În special Nadia. Și Erica a avut momentul lui de furie, că despre asta e vorba, dar odată cu terapia am reușit să se evapore și Nadia, doamne, Nadia are și o poreclă, Xena, așa îi se spune, pentru că efectiv, dacă i-a apăsai un buton, imediat reacționa și reacționa cu furie și cu violență. Adică avea o toleranță foarte scăzută la frustrare. Ne-a ajutat foarte mult, foarte mult pe mine m-a ajutat, nu o să uit niciodată, educatoarea pe care au avut-o amândoi la grădiniță. Am avut mare noroc că au avut aceeași educatoare. Mi s-a părut cea mai empatică persoană din sistemul de învățământ. M-a înțeles perfect și deși nu a trecut dânsa printr-o situație similară, ne-a fost alături și mi-a iubit copiii atât de mult și am, Doamne, cât am apreciat-o și cât m-a ajutat cu ei foarte mult. Și asta pe ei i-a ajutat foarte mult. Terapia, educatoarea, i-a ajutat foarte mult. Să înțeleg că astea erau urmările cel puțin de moment ale faptului că, ale poveștii prin care au trecut, dar dacă nu ajungeau să facă terapie, cum crezi că ar fi fost viața lor în momentul în care ajungeau poate la 20-20 ceva de ani, fără să... Foarte grea. Cu siguranță foarte grea, pentru că vezi tu cum am fost și eu, o rebelă. De ce am fost o rebelă? Pentru că voiam să atrag atenția, voiam să fiu văzută de ai mei. Și cum reușeam? Doar dacă făceam nebunii și ieșeam în evidență. Și automat și ei la fel ar fi acționat. Deci ar fi repetat același ciclu prin care cu ai trecut și tu. Da. Și da. Acum, chiar dacă tu a trebuit să treci prin anumite provocări, tu ai reușit să rup ciclul. Sper că am reușit. Îmi doresc să... Cred că am reușit asta, dar sunt pe drumul cel bun cu siguranță. Pentru că sunt, înainte de toate, sunt om și am și eu foarte multe defecte. Nu am numai calități, adică nu aș vrea să mă conturez ca fiind eu cea mai sus și cea mai puternică. Nu, am și eu momente foarte mari de slăbiciune, am și eu foarte multe defecte. Însă apreciez foarte mult faptul că indiferent de cât de jos am fost, nu mi-am dorit să rămân acolo. Și ăsta poate să fie un exemplu extraordinar pentru copiii mei. Să nu se mulțumească niciodată cu puțin. Dar să o facă într-un mod conștient, frumos, sănătos. Adică nu poți să-ți dorești să crești crescând în, cum să zic eu, făcând alți oameni să sufere. Da. Asta vreau să spun, da. Nu, să o facă ei prin propriile puteri. Aș vrea să ajungem puțin la cum arată acum viața ta personală, pentru că pe lângă rolul de părinte, cum ai zis și tu, ești om, avem nevoile noastre, avem dorințele noastre, căutarea iubirii rămâne încă acolo? Da, da? Cu siguranță, da.
Da, nu mă las până nu-mi formez familia pe care mi-o doresc și omul care să mă înțeleagă, să-mi înțeleagă felul de a fi, caracterul. Să înțeleagă că am nevoie de un bărbat care să reușească să mă scoată din energia masculină în care eu sunt învățată, pentru că toate provocările zilnice mă fac să port pantaloni în fiecare zi și să am o postură destul de dură. Dar atunci când ajung acasă, vreau ca omul ăla să reușească să scoată pantalonia de femeie puternică și să fiu feminină, să fiu femeie, să mă simt protejată la rândul meu, nu doar eu să protejez. Și ce cauți acum la un posibil partener încât să simți că de data asta va fi bine? Maturitate emoțională, în primul rând. Să fim pe același nivel de evoluție și aceeași dorință de evoluție, pentru că eu nu o să mă opresc, indiferent că am sau nu am o relație, eu nu o să mă opresc din evoluția și creșterea mea. Iar eu nu pot să rămân într-o relație în care mă văd obligată să rămân undeva jos. Nu. Este dificil acum să găsești un echilibru între această căutare a iubirii și rolul tău de mamă? Este, într-adevăr. În special că, vezi tu, de multe ori mi-am pus în gând ideea de a nu încerca o relație cu un bărbat care nu are copil. Pentru că m-am gândit că nu ar avea cum să mă înțeleagă, nu ar avea cum să se pună în postura mea. Însă cred că e greșită ideologia mea și cred că sunt oameni care îți pot iubi copilul mai mult, indiferent că are și el experiența de părinte sau nu. Cred că un om care știe să iubească te va iubi cu totul, cu tot siguranță. Ce înseamnă Monica, de fapt. Cu siguranță, da. Asta e iubirea, de fapt. Îl iei pe omul acela, îl iei cu totul, cu absolut tot. Atunci când iubești, îl iei atât cu calități cât și cu defecte. Nu e regulă să întâlnești un om întreg și să-l faci bucăți. Înțelegi? Este foarte important ca omul ăla care te găsește bucăți să te reîntregească. Cred că, dacă îmi permiți, da. Nu știu dacă poate cineva să te reîntregească, dar cred că poți să te reîntregești tu lângă cineva. Adică să-ți ofere cumva suportul de care ai spus și tu, uite, când ajung acasă, prin felul în care mă tratează, să mă simt femeie. Pentru că așa cred că tu singur o să te reîntregești. Cu siguranță, da. Cu siguranță doar tu poți să te salvezi, ca să zic așa. Nu ai nevoie de un alt om decât dacă ești dependentă emoțional de el și îl investești pe el cu puterea asta. Însă e total greșit. Nu, noi singuri trebuie să fim puternici și să vedem întotdeauna luminița de la capătul tunelului. Omul ăla poate să vină să aducă lucruri bune și să aveți aceleași îndeletniciri și aceleași dorințe. Asta e foarte important, să fii pe aceeași lungime de undă. Îmi place că tu ca om ai devenit foarte înțelept, pentru că e nevoie de foarte mult curaj să accepți că e posibil ca ceva ce gândești chiar și acum în prezent să fie greșit, pentru că ai spus înainte că s-ar putea ca ideologia mea să nu fie neapărat cea corectă. E nevoie de multă maturitate să înțelegi că nu știi tot și că viața în continuare o să te învețe lucruri și mi se pare că e nevoie de foarte mult curaj să poți să accepti că tu nu ai acum nevoie de un om, ci pur și simplu îți dorești să fii tu însuți, să ai același rol pe care l-ai avut până acum și dacă se întâmplă să găsești. Cu siguranță. Vezi tu, lecțiile de viață, din punctul meu de vedere,
lecțiile mele de viață le-am învățat tocmai din cele mai mari dureri. Este foarte important. Noi toți oamenii vorbim despre vindecare, vindecare, vindecare. Nu, hai să vorbim și de perioada în care doare, în care suferi, în care simți că nu mai poți să te ridici de jos. Am trecut prin asta. Eram psihic la pământ atunci când am intrat în comunitatea Arta de a te iubi. Deși eu, fiind de fel o persoană foarte puternică, nu găseam lumină. Nu găseam lumină și am fost foarte, foarte căzută, tocmai pentru că am mai crezut odată în iubire. Și am investit extraordinar de multe sentimente. Poate cele mai multe sentimente pe care puteam să le investesc eu, le-am investit în ultima relație. Și nu-mi pare rău, pentru că o consider cea mai mare binecuvântare de care eu am avut parte până acum. Toate au fost... Am ajuns în postura în care să fiu fericită că am trăit tot ce am trăit până la vârsta asta. Și ultima relație, da, deși, Doamne, a dat cu mine de pereți ca și grad de suferință, însă am ajuns să o consider ca o binecuvântare, pentru că am redescoperit o nouă Monica, am reinventat o nouă Monica, o Monica și mai puternică decât era, și mai mândră, și mai sigură pe ceea ce vrea. Și nu-mi pare absolut deloc rău. Crezi că a fost vorba de ghinion, că relațiile tale au arătat așa de-a lungul timpului sau au fost... Sunt doar o reflectare a ceva ce se află deja în interiorul tău? În niciun caz ghinion. Nu. Eu nu le iau ca pe ghinioane lucrurile care se întâmplă în viață. S-au întâmplat ca așa a trebuit să se întâmple. Ca eu să învăț, ca eu să mă dezvolt, ca eu să fiu un exemplu pozitiv, ca eu să trec mai departe cu fiecare greutate pe care o întâlnesc. Pentru că eu am învățat din toate durerile să fac din asta o putere. Pentru că e esențial ca oamenii să înțeleagă că din durere poți să o transformi în putere. Iar eu asta am făcut. Durerile m-au ambiționat atât de mult să-mi depășesc situația, a fost ca un mecanism de apărare pentru mine. Cu cât mă doare mai tare, cu atât zic, vă arăt eu, o să pot, o să reușesc. Și asta s-a întâmplat și acum. Mi-am luat toată durerea în brațe, am acceptat-o, pentru că m-am izolat atunci când am suferit foarte mult, m-am izolat, mi-am dat voie să-mi trăiesc, să simt depresia în tot corpul meu, în minte, și am zis gata, stop, a venit momentul să... Am intrat în comunitate, am început să citesc foarte mult, mie îmi place să citesc foarte mult, dar mi-am selectat niște cărți pentru a învăța mai bine ce înseamnă acceptarea. Am început să lucrez foarte mult cu mine și am zis ok. Deși încă sufeream, a durat mult, un an de zile, am suferit și am luptat să țin această relație. Tocmai pentru că la fel îmi doream familia din creată de mine, din mintea mea. Însă a fost o lecție atât de bună, tot ce am trăit, o lecție incredibilă a fost pentru mine, să învăț că nu e ok să forțezi lucrurile. Nu e ok să forțezi oamenii să te iubească. Nu este ok să forțezi oamenii dacă nu te mai vor. Nu e deloc în regulă. Nu, trebuie să accepti, să le mulțumești pentru cât au fost în viața ta, tot ce au adus în viața ta, tot ce au însemnat, ce au adus atât bun cât și rău, că și răul nu e întotdeauna doar rău. Există un bine și în rău. Și să le fim recunoscători că au făcut parte din viața noastră. Și asta a fost lecția pe care eu am primit-o în noaptea de 31 decembrie, anul acesta. Okay. Oh. Să mă pun pe mine pe primul loc, să mă iubesc pe mine, pentru că altfel nu are cum cel de lângă tine să te iubească dacă tu faci o prioritate din el și nu faci din tine.
Și am zis, ok, a venit momentul să mă acces și să mă iubesc pe mine eu și atunci omul potrivit va veni fără ca tu să-l cauți, fără ca tu să-l ceri, fără ca tu să te rogi de el să te iubească. Mi se pare, adică acum când îmi aduc aminte de reacțiile puerile pe care eu le-am avut, pentru că le-am avut, da, nu sunt doar, ți-am mai spus, nu sunt doar un om puternic care a reușit să facă față multor situații. Uneori sunt și copil în sinea mea și mă lupt tot ca un copil să mă vezi și să vezi ce pot să ți ofer. Dar nu ești văzut. Sau nu e de ajuns ce oferi tu. Sau poate e prea mult. Sunt oameni pentru care ești prea mult. Noi o gândim din perspectiva greșită. Gândim, dar ce-mi lipsește mie de nu mă iubește? Am fost și în postura aia. Până am ajuns să gândesc, sunt prea mult. Și nu poate să mă ducă. Un bărbat slab nu poate să conțină o femeie puternică. Eu am nevoie de un bărbat care să conțină toată și să știe să, cum să spun eu, să țină taurul de coarne atunci când, înțeles, să fie o constantă, să știe atunci când femeia pasională și puternică și plină de toate, explodează, să știi să o conții, să știi să o calmezi, să știi să îi fii alături, nu să pui paie pe foc. Pentru că se destabilizează relația, nu mai există un echilibru și atunci se intervin certurile și diferențele în relație. Și da, asta am învățat și am zis, gata, încep 2024 mult mai puternică, mult mai decisă pe alegerile mele, pentru că eram instabilă emoțional în perioada suferinței și am zis, nu pierd nici de data asta relația, înțelegi? Și până când am învățat că nu, cu cât tragi mai mult de un om, cu cât te rogi de el, cu atât te va respecta mai puțin. Cu atât te va umili mai mult. Sau nu, cu atât, că nu el te umilește, tu îți dai voie să fii umilit. Și cu cât cazi mai jos, cu atât se pierde din esență. Și omul acela întotdeauna va avea siguranța care unde se întoarcă. Pentru că tu ți-ai arătat slăbiciunile și ai arătat mereu că, ok, poți să te întorci oricând că eu te primesc, pentru că te iubesc cu toată ființa mea. Însă nu e regulă. Nu e regulă, pentru că nu te mai respecti ca pe tine ca om. Și am spus, ok, anul ăsta e respectul meu pentru mine. Anul ăsta mă iubesc eu pe mine cel mai mult. Anul ăsta eu contez cel mai mult. Evident, lumea văzând, lumea, apropiații, știind de câte ori am cedat, nu te cred. Și eu le-am zis, ok, nici nu am nevoie să mă credeți. Timpul va demonstra că decizia finală pe care am luat-o e cea pe care mi-o doresc. Pentru că mi-am demonstrat singură care a fost răspunsul. Dar asta nu înseamnă că odată cu decepția asta, eu nu o să mai cred în iubire. Ba da, și nu e o rușine să crezi în iubire. Dar este o limită foarte fină între a pica în penibil. Eu nu mi-am dorit niciodată ca ai mei copii să se simtă rușinați de mama lor. Să eu să fac o relație azi, mâine alta, păi mâine alta și să cunoască terțe persoane. Nu. N-aș permite treaba asta absolut niciodată și nu aș băga niciodată bărbați în viața copiilor mei doar ca să-mi împlinesc eu dorința. Nu. În niciun caz. Nu. Va exista doar prezența unui bărbat care își dorește cu adevărat o familie. Pentru că majoritatea au impresia că dacă iau o femeie cu... iau, încep o relație cu o femeie, cu un copil sau cu mai mulți copii, mă repet, e un handicap. Nu. Femeile singure, atât femeile cât și sunt și tați singuri, trebuie să înțeleagă că noi deja care formăm o familie, te acceptăm pe tine
în familia noastră. Nu tu ne accepți, nu tu ne iei de milă, înțelegi? Pentru că s-a creat, din păcate, situația asta. Îți pui în cap doi copii. Nu, o femeie puternică niciodată nu va căuta un tată pentru copiii ei. Pentru că acei copii au tată. Acea femeie caută un bărbat cu tot ceea ce înseamnă să fii bărbat. Un bărbat care, în primul rând, respectă statutul ei și e de acord cu statutul ei. E foarte simplă situația. Însă e nevoie de maturitate să înțelegi că tu nu ai niciun aport în situația asta decât dacă vrei să te implici. Dar eu nu impun situația asta. Nu impun. Dar nici nu aș accepta vreodată ca un bărbat să-mi scoată mie ochii, te-am luat cu doi copii. Nu. Nu, că nu mă ia nimeni din milă. Nu mă înfiază. Nu. Accept să ai o relație cu mine pentru că vrei o persoană care să te ajute să crești, să creșteți împreună, să dezvoltați multe situații frumoase, să construiți împreună ceva și să vă fiți alături unul altuia. Pentru că bănuiesc că despre asta e vorba în relații, nu? Să vă fiți camarazi. Mm-hmm. Eu cred foarte mult în situația asta și cred foarte mult că mai există relațiile acelea autentice în care femeia e a unui singur bărbat și invers. Și cred în continuare și o să cred întotdeauna, indiferent de decepțiile pe care le primesc. Dar cu siguranță la momentul potrivit. E uimitor cum o persoană care a trecut prin atât de multe decepții, să le spun, începând poate din perioada copilăriei în care simțea nevoia să se îmbolnăvească ca să câștige iubirea mamei, în momentul în care a renunțat la doi bărbați care, sau doi oameni care trebuiau să fie părintele, tatăl copilului, la încă o relație apoi, e uimitor cum cineva care a trecut prin toate acestea încă are curajul să iubească. Având în vedere că majoritatea oamenilor îi auzi în online, domne, nu mai există iubirea, nu mai există... Și s-au dreptate. Eu cred că iubirea este frumoasă, cred că iubirea există, fără dar și poate. Dovada vie este exact iubirea pe care tu o porți pentru copiii tăi, pentru că este exact aceeași iubire. Problema este că oamenii nu sunt învățați să iubească, nu învață să iubească, au modele proaste în iubire și asta, din păcate, se răsfrânge mai departe asupra noastră, cum ai spus și tu, Dumnezeu ne trimite genul ăsta de experiență tocmai pentru că avem nevoie să învățăm că modul în care noi am învățat să iubim nu este neapărat cel mai potrivit. Exact. Și până nu învățăm, experiențele astea se tot repetă, pentru că, cum ai spus și tu, din fiecare am învățat câte ceva, însă trebuia să continui să învăț, pentru că nu am învățat tot ce trebuia. Cu siguranță, pentru că, vezi tu, nici vina oamenilor care au fost în viața mea nu este că relațiile pe care noi le-am avut nu au funcționat. Nu, pentru că dacă unul era bine sau celălalt, exact, nu se ajunge acolo. Exact, adică fiecare a avut experiența lui de viață, fiecare a avut fricile lui, fiecare a avut timingul lui, pentru că și asta contează, de fapt, să fim la momentul potrivit și locul potrivit, pentru că iubirea vine, există, dar nu căutăm lucrurile potrivite, înțelegi? Și asta s-a întâmplat și în situațiile mele. Asta nu înseamnă că au fost ei greșiți sau eu greșită. Ne-am întâlnit cu un scop, să învățăm ceva. Și am învățat cu siguranță, atât eu cât și ei, 100%. Astea sunt lecțiile pe care tu le-ai învățat. Însă, care ar fi lecțiile pe care ai dori să le învețe copiii tăi despre ceea ce înseamnă iubire, relație și familie? Mi-aș dori foarte mult ca ai mei copii să nu aibă atâtea experiențe, așa, dar dacă e cazul,
trebuie să-și trăiască și ei experiențele lor. Dumnezeu le așează cum, da, cum trebuie. Îmi doresc să înțeleagă că iubirea trebuie trăită. Iubirea se simte. Iubirea te împlinește și te face fericit. Și este un sentiment extraordinar. Și iubirea te transformă. Cu adevărat, da, te transformă. Despre relații, mi-aș dori să se respecte ei pe ei. Cu Eric deja eu am subiecte destul de serioase legate de iubire și relații și întotdeauna l-am învățat că atunci când va avea o iubită sau chiar soție, să-și respecte și să-și iubească cu adevărat iubita sau soția. Să o ajute, să-i fie alături, să o înțeleagă, pentru că femeile sunt complexe, femeile sunt greu de înțeles în anumite situații. Și i-am spus, sunt diferite situații în care devii furios. Mai bine decât să se creeze o senzație total nepotrivită, te duci, te descarci într-un mod ok și pozitiv și te întorci și discuți. Nu lași niciodată situația în aer. Nu e ok să ascunzi situațiile neplăcute sub preș. Pentru că lucrurile necomunicate se strâng și la un moment dat explodezi și nu mai reușești nimic. La fel cu Nadia. Nadia cred că o să fie foarte puternică ca femeie. Eu așa o văd și îmi doresc și am tendința să o protejez foarte mult, fiind fată. Am o slăbiciune foarte mare față de copiii mei, însă față de Nadia îmi doresc atât de mult să nu sufere, să nu, nu părinții nu-și doresc ca și copiilor să sufere, însă ea fiind fată, am fost și eu fată, mi-aș dori să nu simtă atâta durere și am tendința să o protejez foarte mult pe ea. Pe Eric l-am învățat să fie mai bărbat, mai bărbătos, însă pe el, pe Nadia simt să o protejez mai mult, să o cocoloșez mai mult. Simți că ți moștenește Nadia puterea ta? Da, cu siguranță. Cu siguranță, da, pentru că o văd de acum ce caracter puternic are și cât e de încăpățânată pe anumite situații sau dacă nu reușește ceva, iar se frustrează, dar la fel și are, la fel ca și mine, un limbaj greu de perceput de toată lumea. Cât ține are ea acum? Împlinește 8 ani. Împlinește 8 ani, wow! Da, da. Ce mare! Da. Ce mare. Am simțit așa că în ultimele 2 ore am făcut parte din povestea ta încă de când erai mică până în prezent și îți mulțumesc mult pentru asta. Iar în final aș vrea să ne mai întoarcem, dacă îmi dai voie, o singură dată în 2 momente din trecutul tău. Aș vrea să ne întoarcem la momentul în care tu erai la programul săptămânal să te întreb dacă ai putea să te întorci acolo și să te vezi pe tine când erai mică, dacă ai putea să te iei în brațe și să-ți spui ceva, ce ți-ai spune? Cu siguranță pot să fac asta, nu e prima oară când fac exercițiul ăsta, cu tine chiar. Mi-a spune că voi avea grijă și te voi proteja cât pot eu de mult. Să nu cunoști suferința supremă. Și o să mai mergem puțin în viitor de aici. Da. La momentul în care tu aveai 24 de ani. Da. Cred că a fost primul șoc al vieții tale, primul moment greu al vieții tale. Ce ți-ai spune atunci, știind tot ce știi acum? O să fie bine. Și o să reușești, cu siguranță. Da, asta mi-a spune. Tot rău spre bine. Și vei deveni o femeie foarte puternică. Da, asta. Monica, îți mulțumesc din suflet că ai
dat mai departe din curajul de a crede în continuare în iubire, curajul de a lupta pentru familia ta, pentru copiii tăi, ne-ai ajutat să înțelegem ce înseamnă să fii cu adevărat un părinte singur. Ai fost o voce puternică astăzi și sunt sigur că vei continua să fii. Îți mulțumesc că ai avut curajul să faci asta alături de noi, pentru că sunt sigur că nu a fost deloc ușor, dar ești un om puternic. Ești un om puternic și se vede. Eu îți mulțumesc tare mult că mi-ai dat ocazia asta. De mult visam să fiu o voce, să fiu auzită. Să fiu auzită. Uite că dorința asta mea de a fi auzită, până la urmă s-a îndeplinit, dar nu sub forma pe care eu credeam. S-a îndeplinit în forma pe care mi-o doream foarte mult inconștient. Să fiu văzută și să fiu auzită. Sunt sigură că sunt multe persoane care se vor regăsi sau sunt multe persoane care se vor simți motivate și cu siguranță nu mă voi opri aici și o să devin cât mai vocală pe subiectul acesta, pentru că voi toți, părinții singuri, puteți. Puteți și puterea e în voi, cu siguranță. Dragilor, puterea este cu adevărat în voi și îmi place să cred că povestea pe care am auzit-o astăzi ne arată asta. Un om imperfect, așa cum ai spus, cu defecte, cu povestea lui așa cum a venit, a trebuit să ia din fiecare părticică câte o lecție. Lecțiile au venit pe rând și cred că asta poate să fie uneori confuz, frustrant, pentru că te întrebi, băi, dar de ce se tot repet sau de ce continui exact. să trec prin asta? Dar exact cum ai spus și tu, Dumnezeu știe de ce ne dăm, lucrurile astea trebuie să se întâmple. Tot ce putem noi să facem este să învățăm din ele. Așa că, dragilor, sper să putem să învățăm împreună din povestea Monicăi ce înseamnă cu adevărat să nu să lupți pentru iubire, pentru că Monica nu luptă pentru iubire. Monica are curajul să creadă că iubirea de fapt există și luptă să se iubească pe ea însăși. Pentru că în momentul în care învățăm să facem asta cu adevărat, lucrurile se aranjează ușor, ușor. În viața noastră, omul potrivit pentru noi vine, fără să-l chemăm sau fără să-l obligăm, să-l convingem să rămână lângă noi. Copiii noștri sunt bine, noi suntem bine și putem să formăm ceea ce Monica a spus că este de fapt acest vis de echipă, să avem un coechipier, să avem un om lângă noi cu care să formăm această familie. Așa că sper că ceea ce am discutat astăzi să ne ajute pe cei care poate suntem acum părinți singuri, pe cei care poate suntem acum într-o relație, să ne motiveze, să înțelegem ce trebuie să facem pentru a fi într-o relație sănătoasă, fericită, sau pe cei care urmează poate să intre într-o relație ca să înțeleagă ce trebuie să învățăm din iubire, tocmai ca să putem să ajungem să trăim în iubire. Dragilor, vă mulțumesc mult că ați urmărit până la final, așa cum știți, vă las acum un episod pe care vi-l recomand la final. Până data viitoare, nu uita, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să ți-o dovedești. Salutare!